Bună seara, felicitări și așa, după socoterile mele, primul rând, ca să o luăm cu ce e cel mai important, este rezultatul care vă duce decisiv departe de locurile cu probleme. Adică rezolvați problema barajelor retrogradat. Nu contează sunt că mai joacă și între ele. Sunt trei puncte importante, dar vreau să încep cu atmosfera care a fost astăzi. La incredibil, deci nu-mi imaginam. Deci... 5.000 de copii, minim 5.000, dar au strigat, au încurajat, au fost pozitivi și să știți că au un mare merit la victoria noastră. Așa de meci legat, am avut o repriză bună, am și înscris, ne-am creat câteva ocazii, au avut bara aia la o ezitare acolo pe zona centrală, dar știți cum e, câteodată scopul scurs să mijloacele. Ați avut puțin emoții. Nu? Emoții normal că am avut emoții. Repriza a doua, dacă am pierdut cu ușurință mingile, n-am mai stat în teren, nu i-am mai blocat. Trebuie să felicit pe Dani, pe Cucer, trebuie să felicit fundașii centrali care au făcut un meci foarte bun, pentru că ei au presat și au creat, au avut ocazie clară când Dani a scos atunci și parcă revăd golul care l-am primit, primul gol care l-am primit aici, când am făcut 2-2 acasă, dar, știi cum e, mă bucură că jucătorii au înțeles mesajul meu, am înțeles că e un moment delicat să n-ai suporteri alături de tine, mă bucur că venim de departe, cum s-a format echipa asta, am ajuns pe primul loc în play-out, pentru moment trebuie să ne bucurăm, să o ținem cu Sibiu astăzi, că după aia vin la noi și că mai aveți meci cu ei, am înțeles. De aceea, motorul meci, nu înțelegeam de ce. Da. No, acum ne gândim, în primul rând, noi să luăm punctele care le avem în joc. Restul, acum, le-am dat liber mâine, cu toate că nu era în program, iar au meritat. Mai făcut asta. Da, le-am dat liber. Da. Prime nu le-am mai dat, acum le dau liberi pentru ei o primă, pentru că au făcut efort foarte mare. Mă bucur, sunt momente în care mai jucăm și așa. Și noi am avut câteva contraatacuri în care puteam să înscrie. Dar așa, pe ansamblu, 3 puncte. Asta am vrut, am zis de la început că ne dorim. În sfârșit am ajuns pe primul loc în play-out. Ne bucurăm și de duminică începem să pregătim meciul cu Sibiu de aici. Sper ca decizia care se va lua va fi pentru fotbal. Acum au fost 5.000 de copii, mai adăugăm încă 5.000 de fete frumoase și femei. Deja. Vă spun eu că jucăm cu stadionul, da, nu fac probleme. V-am zis de când am venit, incredibil ce aici la Arad. Asta e un exemplu și aici se demonstrează că Aradul trăiește prin fotbal, de la cei mici până la cei în vârstă, sunt cu sufletul, cu inima, participă și felicitări și chiar mă bucur că sunt antrenorul lor. Și sunteți și mulțumit că aveți totuși două meciuri fără gol primit, adică și apărarea s-a făcut, cu mici excepții arată bine. E bine, suntem neinvinși după aceste trei meciuri, normal că mulțumit nu pot să fii, că nu vreau să stăm cu emoții, ținând cont și de situația mea, de sănătate, dar mă descurc, adică aș vrea ca să tranșăm jocul mult mai bine, dar 3 puncte. Deci acum, în situația noastră, 3 puncte, suntem pe primul loc, ne-am depărtat de locurile de baraj, dar încă nu-i terminat. Dacă vom câștiga meciul de vineri cu cei din Sibiu, avem șanse să ne salvăm. O ultimă întrebare nu are legătură cu meciul sau cu campionatul. Vreau să vă întreb dacă puteți să-mi spuneți pe cine vedeți câștigătoarea cupei anul ăsta. Știu că sunteți puțin subiectiv, dar... Da. E greu. E greu. E greu să vă zic. Une doar clar. Asta vă doriți. Asta îmi doresc. Și Neluțu cu Ucluș, pentru că e prietenul meu și știu ce efort depune și... Știu ce presiuni sunt acolo la Cluj, s-au făcut investiții, buget mare și ei vor anul ăsta cel puțin să joace în cupele europene. Că câștigă cupa sau din play-out cu meciul de baraj. Mulțumesc! Mersi mult!